ce să cumpărăm, ETF-uri sau acțiuni individuale. Salut, sunt tare și bine te-am găsit pe canalul nostru Educație Financiară. Înainte de a începe acest episod, te-aș ruga să dai și tu un like, un share și un subscribe pentru că mă ajută foarte mult și la fel să nu uitați de promoția celor de la Trading 212 în care și tu poți să câștigi o acțiune gratuită în valoare de până la 100 de euro dacă îți faci cont cu linkul din descriere. Ei bine, despre ce vreau să discutăm în acest episod este să facem un pic un ETF versus acțiuni individuale, să vedem care ar fi un randament mai bun și ce randament aduce un ETF pe parcursul a unui an și un pic, pentru că asta vreau să se arăt în episodul acesta. Eu am deja în portofoliu un ETF, acela fiind Vanguard S&P 500 și o să facem comparație cu uh, profitul pe care mi-l aduc niște acțiuni individuale versus ce profit îmi aduce Vanguard S&P 500. Cu acestea fiind spuse, haide să nu ne lungim la introul ul acesta și să trecem direct la episod. Ei bine, vreau să începem și pentru prima și prima oară să vă arăt în felul următor. O să dăm puțin mai jos aici în portofoliul nostru de investiții și o să ne uităm în mare să vedem ce randamente avem pe acțiuni individuale și ce randamente avem pe acțiunile mă rog, pe ETF-uri, da? Avem doar un singur ETF în portofoliu, deci o să putem să facem o scurtă comparație să vedem ce și cum, da? Dacă am pierdut bani pe acțiuni sau dacă am câștigat bani cumpărând și vânzând aceste acțiuni. Bun, în primul și în primul rând vedem aici acțiunile care au minus 23%, plus 2%, minus 0,48%, minus 38%, bine, astea nu sunt cu valoare așa mari, de scădere în sensul că nu am pus mulți bani pe ele, dar ne uităm la acest procent ca să vedem în mare, da? Are capital plus 14%, minus 37%, plus 0,30%, aici avem o menținere pe AT&T, dar această companie oferă și dividende. Bank of America, Bank of Montreal, British American Tobacco și Coca-Cola avem o medie de 4%, să zicem, de fapt ar veni undeva la 5% acum mă 5% scăderi, APR Property și Intel la fel care sunt pe creștere, intel care puteți pe care puteți să-l vedeți cu plus 26% creștere, vedem că a avut un, o scădere destul de abruptă de la prețul de 25, nu 25, aici mă uitam la data, de pe data 25 martie la 44 de dolari până la 34 de dolari a avut o scădere destul de abruptă. Johnson Johnson la fel minus 10%, LTC Properties 1.27%, 24%, 4%, 53% medical properties stras nu știu ce se mai întâmplă cu această companie, am văzut că este destul de jos în momentul de față. Nike, NIO, OMV, PayPal, vedem aici 93%, 25%, 36%, 3%. Aici, într-adevăr, pe Pfizer s-a dus destul de mult în jos, nu înțeleg de ce, ce s-a întâmplat cu Pfizer. Aici arată știrile, dar nu m-am documente despre ea, pentru că, momentan, vreau să-mi axez atenția pe total altceva. Royal Bank of Canada 3,96%, mă rog aici, adică 79% de bani. Green Realty 94%, aici astea, acest randament este cel mai bun randament pe care eu am putut să-l obțin pe bursă, adică aproape 100%. 7,94%, 1,59% și așa mai departe. Acestea sunt acțiuni, vedeți aici 5,99%, 22%, minus aici și pe plus. Și haideți să facem o comparație, da? Uitându-ne la aceste randamente pe care am putut să le obțin pe acțiunile individuale, să zicem că am pierdut bani în majoritatea cazurilor. Adică dacă ne uităm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 21, 20, 22 de companii. Da, vedem din 38. E bine, aceste companii care sunt pe minus de obicei nu au o investiție atât de mare. Adică nu am investit foarte mult în ele decât o sumă modică, o sumă minimă, doar ca să le am în portofoliu să pot să mă uit la ele pe parcurs și poate să fac doar cost average. Momentan, aceste companii mi-au dus o scădere, da? Dar sunt și companii cum ar fi Walt disney Verizon, Vanguard S&P, acesta este etf pe care o să discutăm mai devreme, o să discutăm mai târziu. Această companie care mi-a dus randament 94% este Green Realty și multe alte companii, la fel și uitați și Mainstream Capital cu 954 de lei. Bun, și multe alte companii. nu vreau să trag eu o linie la acest episod, vreau să scrieți și voi în comentarii ce părere aveți despre acțiunile acestea individuale, dacă chiar merită cumpărate. Eu când le-am cumpărat, le-am cumpărat acum ceva timp, am făcut și doar coste frici pe ele, dar momentan, vedeți, acțiunile, majoritatea lor, în momentul de față, sunt și pe roșu, da? Bun, o să vedem în continuare și Vanguard S&P 500, da? Deci vedem... Vanguard SP500 care în momentul de față mi-a adus o randamie de 25% și acum vine întrebarea oare se merită să investim în SP500 pentru că multă lume se întreabă dacă să aleagă între acțiunile individuale, da, să alegem acțiuni individuale sau ETF-uri care ETF-urile își reinvestesc dividendele depinde de ETF-uri, da? Și o să luăm clasicul Vanguard SP500 pentru că în acesta am și eu niște fonduri, nu mi-am depus foarte multe fonduri, a fost foarte puține, dar vreau să ne uităm puțin când am reușit eu să cumpăr aceste acțiuni la Vanguard S&P 500 și cam care este randamentul lor. Deci prima achiziție a fost pe 28 octombrie 2022 în care am cumpărat la 63,1625 lire, dacă nu mă înșel, de 15 ron. După aia pe parcurs am mai cumpărat de 13 lei, am primit și un dividend de 10 bani, am mai cumpărat de 28 de lei, am primit un dividend de 21 de bani, am vândut de 5 lei, nu înțeleg de ce am vândut aici de 5 lei, nu mi-aduc aminte, am primit și dividendul acestora 0,19, cred că am marcat puțin profit oricum, am vrut să văd cum funcționează, după aia am primit dividende în continuu și aceste dividende au fost reinvestite, da? Vedeți că în 2023 am primit 1, 2, 3 și mai este al patrulea, deci am primit 4 dividende în 2023 în valoare de 80 de bani, am ceva de genul, ce nu dacă nu mă înșel, aproximativ 80 de bani. Deci, dacă e să calculăm aici la randament, am 13 lei 31, 13 lei 30, plus aproximativ 1 leu sau na, 80 de bani să zicem, vine 14 lei, ar veni undeva la 26% dacă nu mă înșel. Deci, Vanguard de S&P 500, de când investesc în el, dacă era o sumă mai mare, acum luăm un caz ipotetic, dacă aveam o sumă mult mai mare, să spunem, de 1000 de euro, dăm un caz favorabil, 1000 de euro investiți în Vanguard S&P 500, în momentul de față îmi aduceau undeva la 260 de euro, după un an și ceva, pentru că eu am început să investesc în 28 octombrie, 2022, în momentul de față suntem în luna a patra, în 2024, da? Până la finalul anului din octombrie, până la finalul anului se înceapă 2023, mai sunt mai e noiembrie și decembrie, încă două luni și intrăm în 2023, deci să zicem că pe la începutul 2023 și acum suntem uh, aproximativ la jumătatea lunii, fa la jumătatea anului 2024, da? Nu vreau să discut mai mult despre asta, ideea este în felul următor. Eu ți-am făcut acest episod doar ca să te uiți tu peste acțiune pe care le dețin și peste Vanguard S&P 500 și ce randamente mi-a adus. Acțiunile individuale, într-adevăr, poate să aducă un randament mai mare dacă investești cu cap și te uiți și te documentezi, acele companii care sunt pe roșu din portofoliul meu de investiții, majoritatea nu m-am documentat și le-am cumpărat după brand, ceea ce este o foarte mare greșeală pe care am făcut-o la început. Nu vreau să repet aceeași greșeală pe care am făcut-o așa că documentează-te. Dacă crezi că nu ești în stare să cumperi acțiuni și să investiști în oportunități, cum ți le-am mai prezentat și eu pe canal, cum a fost Walt Disney, Intel și alte multe alte oportunități, care sunt și pe canalul nostru de educație financiară, Rămâi pe Vanguard S&P 500 sau pe un ETF care crezi că ți se potrivește, da? Nu ți recomand Vanguard S&P 500, găsește un ETF care să te avantajeze, da? Cu acestea fiind spuse, nu vreau să te mai rețin ETF versus acțiuni. Eu consider că momentul de față Vanguard S&P 500, dacă puneam mai mulți bani în el, probabil scoteam și mai mulți bani decât din acțiuni individuale. Dar cu acestea fiind spuse, vreau să îți aud părerea în comentarii și ne vom auzi data viitoare la următorul episod. Ceau, ceau!